Așadar, probleme multe până la această oră din cauza vremii, însă haideți să vedem ce ne așteaptă pe parcursul zilei. În direct cu noi de la ANM, Oana Pădurar. Imediat vom discuta și cu doamna Bojariu, climatologă, despre această vreme care pare că a luat-o razna. Ce se anunță astăzi, Oana? Bună dimineața, bine v-am găsit! În continuare, avertizarea cod roșu își menține valabilitatea până în această după-amiază la ora 14. În zona montană încă vor fi intensificări ale vântului cu viteze de peste 140 km pe oră, dar intensificările vântului vor fi și în restul zonei montane. În zonele vizate de codul portocaliu, 120-140 km pe oră. În aceste zone va fi și viscol puternic, iar vizibilitatea va fi considerabil scăzută, însă chiar și în zonele mai joase de relief ne așteptăm la intensificări ce vor depăși izolat chiar 70-75 de km pe oră. În același timp a fost emisă în această dimineață o nouă atenționare meteorologică, cod galben, valabilă din această seară de la ora 23 și până mâine seară la ora 21 pentru intensificarea vântului în zona Moldovei, dar și în zona montană și în partea de sud-vest a țării, unde rafalele vor mai depăși 60-65 de km pe oră, iar la munte chiar viteze de peste 90 de km pe oră. În ceea ce privește evoluția termică, în nopțile următoare, noaptea care urmează, noaptea de marți pe miercuri și noaptea de joi, de miercuri spre joi, ne așteptăm la temperaturi foarte scăzute, ce vor coborî în toate zonele țării, aproape sub pragul de îngheț, sub 0 grade, iar în depresiuni ne așteptăm chiar și la minime, în jurul la minus 10 grade, iată, se atinge din nou pragul de ger. În zona capitalei, temperaturile vor coborî în această noapte până la minus 3 grade, iar mâine noapte ne așteptăm chiar și la minus 5 grade pe parcursul nopții. În timpul zilelor, astăzi, maximele termice cu mult mai scăzute față de ceea ce am înregistrat în zilele anterioare se vor încadra între 2 și 12 grade, iar mâine din nou o vreme mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Oana, mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră, doamna Roxana Bojariu, pentru că ați intrat în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Se vorbește de, iată, o vreme mai degrabă de iarnă, cel puțin așa ne exprimăm noi, cei care suntem nespecialiști, însă se vorbește din ce în ce mai tare și despre efecte, că vremea sau că natura, din cauza temperaturilor ridicate în perioada de până acum, da, a început nu să înflorească, să se dezvolte culturile și că acest episod ar putea să fie o mare problemă pentru agricultură. E vorba totuși de un episod relativ scurt. E adevărat că potențial există riscuri, dar totuși, având în vedere că e vorba de doar câteva zile și e vorba totuși de primăvară și e vorba de luna martie, care în esență este o lună foarte cu variații foarte mari. Deci, dincolo de alte efecte, anotimpurile de tranziție înseamnă o reconfigurare a circulațiilor atmosferice de la sezonul rece la sezonul cald. De aceea și aceste fluctuații sunt mult mai numeroase și cu amplitudine mai mare. E adevărat că amplitudinea oscilațiilor depinde acum și de fondul acesta al încălzirii globale, care hrănește toate aceste sisteme de vreme cu o calitate sporită de energie din cauza încălzirii globale. Ar putea, și cum bine, da. Ar putea, credeți dumneavoastră, să fie totuși ultimul episod de vreme din acesta care să semene atât de tare cu cea de iarnă, sau poate mai vedem așa ceva? Nu va fi ultimul episod. Se întrevede încă un episod de răcire. După acest episod urmează o încălzire, dar apoi se pare că sunt șanse să apară o răcire. Și, în general, cum vă spuneam, anotimpul de primăvară este, prin definiție, unul mai capricios. Sunt fluctuații mai mari decât vara sau iarna, tocmai pentru că se reconfigurează totul din nou. Vă aduc aminte că în două... Vă mulțumesc, doamna Bojariu, vă mai așteptăm cu drag în direct cu noi.